Bucureștiul își are propriile locuri încărcate de legende și mistere, iar trecutul său este mereu prezent. Pe măsură ce trec anii, unele personalități de seamă ale culturii și istoriei noastre și monumentele care s-au ridicat în onoarea lor sunt din ce în ce mai ignorate și chiar date uitării. Această soartă se părea că o va avea și monumentul dedicat lui Barbu Catargiu, cel care a rămas în istorie prin îndemnul „Totul pentru țară, nimic pentru noi”. Iată însă că la începutul anilor 2000, primăria a recuperat statuia și a găsit un loc lângă dealul Mitropoliei, într-un intrând înconjurat de blocuri înalte invadate de reclame stradale. Monumentul lui Barbu Catargiu a fost salvat și reașezat, deși nu chiar pe vechiul loc, iar soclul original nu s-a păstrat. Ridicat în amintirea asasinării lui Barbu Catargiu pe dealul Patriarhiei, monumentul fusese înlăturat cu ultimul val al sistematizării ordonate de Nicolae Ceaușescu în anii 80. Lucrarea aparține sculptorului italian Raffaello Romanelli, autor a peste 300 de lucrări plastice, din care 40 aflate în România. Printre lucrările acestui sculptor amintim statuia lui Alexandru Ioan Cuza din Iași, Monumentul Unirii din Galați, Monumentul Eroilor Sanitari din București, o serie de statui aflate în parcul din fața Castelului Peleș, precum și monumente funerare din cimitirul Belu de o rară frumusețe. Pe piedestalul monumentului lui Barbu Catargiu se află un grup statuar turnat în bronz, format din două personaje. O femeie, simbolizând patria și ținând în mâini un drapel, alături de reprezentarea dramatică a lui Barbu Catargiu, așezat pe scaunul său ministerial. Faldurile lungi ale drapelului învelesc statura marelui patriot român. Jurnalist și politician român de succes, Catargiu a ocupat funcția de prim-ministru al României până la 20 iunie 1862, când a fost asasinat în împrejurări rămase neclare până astăzi. Domnitorul Alexandru Ioan Cuza încerca să pună în aplicare proiectul de reformă agrară, dar întâmpina o opoziție categorică și fermă din partea primului ministru Barbu Catargiu. Acesta dorea ca în locul unui senior feudal să apară un proprietar capitalist, iar în locul unor țărani clăcași să apară arendași. Ca urmare a pătrunderii capitalismului în agricultură, moșierul urma să devină din ce în ce mai mult separat de pământ, transformându-se în rentier. După încheierea unui discurs virulent susținut în cameră în fața unei mari adunări convocate pe Câmpia Libertății din dealul Filaretului, Catargiu iese din palat pentru a se întoarce la sediul Consiliului de Miniștri. În acel moment, observă că trăsura îi lipsește, astfel că prefectul poliției capitalei, Nicolae Bibescu, îl invită la el în trăsură pentru a-l însoți. În momentul când trăsura ajunge sub clopotnița de la Mitropolie, se aude un foc de armă. Primul ministru fusese împușcat în spate, la baza capului. Admițând că prefectul poliției a fost observat cu brațul drept peste umerii premierului, nu este exclus ca tocmai el să fi săvârșit asasinatul. Se spune că prefectul poliției, în ciuda ipotezelor care l-au dat drept principal suspect în plănuirea asasinatului, era un vechi și foarte bun prieten al lui Barbu Catargiu, cei doi terminându-și împreună studiile la Paris. Au fost suspectați liberalii radicali, iar poliția a efectuat peste 200 de arestări. Barbu Catargiu a încetat din viață la vârsta de 54 de ani, fiind înmormântat la conacul de la Moșia din Maia, județul Dâmbovița, conform testamentului său. Acest jurnalist și politician conservator de succes a fost, în fapt, primul prim-ministru al statului român, patriot desăvârșit, demn urmaș al unei vechi familii boierești, al cărui moto, după care se călăuzea, era, așa cum am spus, totul pentru țară, nimic pentru noi. A fost un exigent bărbat de stat care a servit drept model pentru tinerii săi adversari liberali din acea perioadă, Mihail Cogălnicianu și Ion Cebrătian. Istoricii îl consideră și astăzi drept cel mai european om politic al epocii sale. Ultimul său cuvânt politic a fost: „Pacea, domnilor, pacea și odihna sunt scăparea țării și voi prefera moartea mai înainte de a călca sau de a lăsa să se calce vreuna din instituțiile țării.”